A avea încredere în puterile proprii este cel mai important lucru. Și noi am încercat în cadrul și încercăm în cadrul programului After School nu doar să le oferim sprijin educațional elevilor, ci și sprijin moral, să încercăm să-i facem să se simtă valorizați, să se vadă că sunt competenți, că fac parte din aceeași comunitate ca și ceilalți colegi și că pot să se valorizeze pe ei înșiși. Programul a fost practic ca o mană cerească. Ne-am gândit că o să fie un real ajutor, tocmai pentru că copiii provin din aceste zone nefavorizate, părinți care sunt alcoolici, nu are cine să se ocupe de ei și atunci ne-am gândit că o să fie un real ajutor și a și fost. Având clase numeroase, deci sunt undeva la 25 și 30 de elevi am avut, niciodată nu ne-am putut ocupa suficient de acești copii. Totdeauna aveam impresia că este loc de mai bine. Ei, în momentul în care aveam activități pe grupe, să zicem, totdeauna ziceau eu nu pot, eu nu, pentru că știau că ceilalți copii îi marginalizau. Aici am reușit, practic, să ne împrietenim, să ne jucăm. Practic am ieșit din rutina zilnică, predat, exersat și așa mai departe, ieșim la tablă. Aici poate ne permitem să ne jucăm o oră întreagă sau depinde. E și mai bine când avem două ore una după cealaltă. Îmi și zic, doamna profesoară, azi n-am apucat să facem tot ce ne-am propus, dar e un real ajutor și ne bucurăm că facem parte din proiectul.